Bună ziua, dragi prieteni, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Cultura pentru Toți. Iată că ușor, ușor căpătăm aderență și venim în atenția dumneavoastră cu noi și noi subiecte. De data aceasta, unul extraordinar de interesant, pentru că, iată, Alex Ștefănescu a fost cumva în vizorul lui Daniel Cristea Enache pentru a întregi seria de cărți de convorbiri cu mari personalități din lumea culturală. Și Daniel Cristea Enache, co-realizatorul acestei emisiuni, care are un palmares bogat, îi are intervievați pe Octavian Paler, pe Nicolae Manolescu și multe alte nume importante, de data aceasta aduce în atenția cititorilor o carte cu siguranță care se va vinde ca pâinea caldă, de convorbiri cu Alex Ștefănescu. Îi spun bun venit lui Daniel Cristea Enache, universitar, critic, literar și un om extrem de activ în ceea ce privește cultura română, comunicarea și mai ales extrem, extrem de prezent în toată infrastructura critică a literaturii române contemporane. Te salut, Daniel, și bun regăsit! Bine te-am regăsit, Flaviu. Un gând bun pentru toți cei ce ne privesc. Mulțumiri echipei tehnice și trustului DC News, care, iată, susține săptămânal, în mod constant, cultura română și implicit și pe criticii și istorici literari, fiindcă și noi facem parte din literatura română și din cultura română. Și printre aceste nume de critici și istorici literari, unul dintre cele mai importante și cele mai rezonante este acela lui Alex Ștefănescu. Prin urmare, o carte de convorbiri cu Alex Ștefănescu, cred, nu are cum să nu intereseze publicul specializat și deopotrivă publicul mai larg. Așa este. Daniel, dacă îmi dai permisiunea, o să întorc clepsidra și timpul din acest moment va fi măsurat. Avem 10 minute de cristale pentru a prezenta cartea de convorbiri cu Alex Ștefănescu. Da, acum trebuie să spunem că noi nu fetișizăm această clepsidră, nu vrem să facem din această emisiune un fel de pat al lui Procus, dar am observat împreună că lucrurile importante și lucrurile esențiale pentru o literatură, pentru o arte, pentru o cultură se pot exprima nu numai pe lung, ca să zic așa, ci și pe scurt. Și un intelectual și mai ales un realizator de emisiuni culturale, de televiziune sau de radio sau de podcasturi și așa mai departe, trebuie să aibă și această capacitate de a extrage ideile esențiale din ceea ce vrea să comunice, fiindcă tot vorbeai, Flaviu, de comunicare, și să organizeze această comunicare în orice fel de format. Și am văzut la viața noastră atâtea emisiuni lungi și plicticoase, încât ne-am spus împreună, eu și cu Flaviu, că o emisiune de 10 minute în care să încercăm să ne și încadrăm în timpul măsurat de clepsidra miraculoasă este importantă, mai ales că reprezintă și, ca să zic așa, rara avis, o pasăre rară, printre multe emisiuni dezlănate și care de multe ori mai sunt segmentate și de reclame. Am observat la Alex Ștefănescu această capacitate absolut remarcabilă, extraordinară, a criticului și istoricului literar de a se adapta la cele mai variate contexte, nu numai de comunicare, fiindcă comunicarea până la urmă este partea sferei sociale, dar și de gândire și de scriere a unor texte literare sau critice sau istoriografice, fiindcă el este și scriitor, este și critic literar, este și istoric literar. Sunt trei meserii, să spun așa, diferite. Și Alex Ștefănescu a avut și are capacitatea de a ilustra într-un mod exemplar fiecare dintre aceste profesiuni,
de a fi polivalent și de a nu fi critic literar acolo unde trebuie să fie scriitor, istoric literar acolo unde trebuie să fie critic literar și așa mai departe. Sigur că ele sunt apropiate, aceste compartimentări distincte ale scrisului său. A fi critic literar și a fi istoric literar sunt niște lucruri care se presupun reciproc. Dar mie mi-amintește exemplul lui Alex Ștefănescu, de acela strălucit, al lui Marin Sorescu din generația 60, un scritor la fel polivalent, cu formula aceea de pe vremuri multilateral dezvoltat. Sorescu trecea, avea chiar mai multe birouri în casă și trecea de la un birou la altul și scria pe fiecare birou texte aparținând unui anumit gen literar. Acesta este biroul pentru teatru, acesta este biroul pentru poezie, acesta este biroul pentru proză și nu știu dacă n-avea și o măsuță Marin Sorescu pentru literatura lui pentru copii. La fel se întâmplă și cu Alex Ștefănescu. Toți cei care i-au văzut emisiunile, pe vremuri aveau emisiune foarte urmărită la Realitatea, cei care au ascultat conferințele, cei care i-au citit tabletele publicistice, cei care i-au citit cronici literare din România Literară, cei care au citit paginile, medalioanele de istorie literară din istoria literaturii române, care începe la el, începe de unde a încheiat-o Călinescu din 1941 și o aduce până în prezent, până în zilele noastre. În fiecare din aceste compartimente, Alex Ștefănescu se adaptează perfect structurii și naturii formei literare sau critice pe care trebuie să o ilustreze. Este un autor foarte versatil, iarăși un termen care se folosește destul de des astăzi și care este foarte potrivit pentru Alex Ștefănescu, fiindcă are această capacitate de adaptare ieșită din comun la structura și natura fiecărui text pe care îl scrie. Asta spre deosebire de alți autori români care rămân cumva încremeniți, blocați într-un anumit tip de scritură din care nu mai pot ieși. Și degeaba le cer să facă o recenzie de 5.000 de semne, că ei tot vin cu o cronică de 20.000 de semne, fiindcă așa au învățat, așa s-au obișnuit și nu se pot adapta la cerințele și formatul fiecărui text. Asta am observat și în convorbirile pe care le-am purtat cu Alex Ștefănescu, convorbiri în care am comunicat prin mail, în care însă întrebările mele au fost scrise, răspunsurile lui au fost tot scrise, fiindcă eu consider că atunci când faci o carte de convorbiri cu un scriitor, trebuie să te duci pe terenul lui care este acela al scrisului. Un scriitor se exprimă cel mai bine prin scris și nu prin oralități care să fie, să spunem, înregistrate pe reportofon și apoi transcrise. Dacă facem o carte de convorbiri cu un actor sau cu un orator, atunci da, este importantă oratoria, actoria din interviul respectiv. Dar când faci o carte de convorbiri cu un scriitor sau cu un critic literar, el este chiar un magistru ale scrisului și, prin urmare, aceste convorbiri au fost scrise și s-au încheiat nu de mult și acum publicul specializat, cum spuneam, și publicul general care literalmente îl iubește pe Alex Ștefănescu, abia așteaptă să apară această carte și mă tot întreabă când apare cartea, când apare cartea de convorbiri cu Alex Ștefănescu. Ați vorbit despre, adică, în primul rând, cum ați decis să-i puneți capăt, Daniel, că ți-a epuizat întrebările sau cum a fost? Tot ce e frumos, la un moment dat trebuie să se și încheie. Sunt 49 de runde, așa cum le-am numit. O rundă este formată din, nu din o întrebare a mea, ci din mai multe întrebări ale mele. Deci o conține mai multe întrebări și Alex Ștefănescu, în cadrul aceleiași runde, răspunde de 49 de ori pe larg despre toate subiectele pe care le ridică întrebările mele și rezultatul este, așa să spun, multidimensional și panoramic. E o adevărată frescă a gândirii critice și literare a lui Alex Ștefănescu pe marginea multor subiecte literare și culturale și deopotrivă pe marginea multor subiecte
biografice, existențiale din viața lui. Lucrurile acestea mi s-au părut ca intervievator la fel de importante, poate ca și cele legate de scris și de literatură. Viața unui critic literar, mai ales când e vorba despre Aleș Ștefănescu, poate fi la fel de interesantă sau prin felul în care este proiectată de el, poate fi la fel de interesantă ca și paginile de literatură sau de critică literară. Și sunt în carte multe episoade legate de viața lui Aleș Ștefănescu, primele iubiri, cum a fugit de acasă cu o fată și au vrut să s-au dus într-o pădure de acolo de lângă Suceava și au vrut să trăiască o dragoste romantică până i-au prins părinții și au adus cu forța acasă. Foarte multe întâmplări năzdrăvănii pe care le făcea el în școală, fiindcă era un elev foarte bun, așa supradotat, cum se spune, și îl plictiseau lecțiile, îi se păreau prea simple și făcea tot felul de acte de rebeliune și toți elevii, toți colegii se luau după el. Deci lucruri spumoase și totodată foarte incitante pentru cititor, fiindcă vedem acolo și multe din năzdrăvăniile pe care le-am făcut noi când eram la vârsta respectivă. Deci un fel de cinematograful gol, dar al lui Alex Ștefănescu, prin intermediul convorbirilor cu tine. O bucată din carte, bineînțeles. Mulțumesc pentru referința la cartea mea și încă o dată pentru invitația la emisiunea De ce citim, în care am vorbit despre cartea mea. O carte de convorbiri cu Alex Ștefănescu este un cinematograf plin. Ce frumos! Ce frumos! Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Mulțumesc Daniel Criste Enache, mulțumesc lui Daniel Dincă și lui Cristi Dumitrache pentru asistență. Tuturor numai bine, la o bună regăsire pe curând!